Astăzi facem unboxing la noul PC de gaming. Am luat un nou PC de la Lenovo, sistemul T7. Și o să vă explic imediat de ce mi-a plăcut foarte mult sistemul ăsta. Știți că am mai făcut în trecut unboxing-uri, au o grămadă de vizionări. Pentru început să scoatem din cutie, să sperăm că scoatem întreg. Mamă, ia uitați-l. Cam așa arată, haide să vedem de ce e în stare. Vreau să încep prin a le mulțumi celor de la Lenovo și Intel pentru că au făcut posibil să fac rost de acest PC și hai să vă explic ce are PC-ul ăsta în el ca component. Începem cu procesorul cel mai important, un Intel i7-12700K, e foarte puternic, cu care 100% o să pot să editez ca lumea fără nicio problemă. Pe lângă asta avem o placă video 3070 Ti, probabil deja ați văzut-o, care din nou o să facă față cu brio jocurile. Și foarte important, avem 32 de GB RAM, este primul PC al meu pe care l-am cu 32 de GB RAM, era nevoie pentru că eu țin o grămadă de taburi deschise în Chrome, fac o grămadă de chestii deodată și ai nevoie de multă memorie RAM, așa că acum e destulă memorie RAM. Un alt lucru pe care l-apreciez la PC-ul pre-build făcut de la Lenovo este că nu s-au zgârcit la memoria externă a calculatorului, au pus un SSD pe M.2 de 2 Tera de la Samsung, adică ai o grămadă de spațiu și viteză cum trebuie. Alte detalii, ai o grămadă de ventilatoare, avem 3 în față, avem 2 sus, încă unul în spate, deci e aerisit cu RGB, cu tot ce trebuie. Hai să nu mai stăm la discuții și să vedem de ce e capabil în jocuri. Primul joc în care testăm este chiar CSGO, avem undeva la 400 de FPS, ori uneori chiar și 500. E de așteptat să se miște bine în CSGO, nu aveam prea mari dubii că o să se miște nașma în CSGO. Adevăratul test o să fie acum în GTA 5, când o să băgăm modurile alea foarte realiste, să vedem dacă se descurcă câte FPS-uri avem. Începem testul adevărat în GTA 5 cu graficile la maxim, cu modul de grafică băgat. Avem 120 de FPS-uri în momentul de față, ca să vă arăt și care este situația cu grafica. Full HD ne jucăm. Și cam așa arată setările. Haideți să vedem când ne mișcăm și cu mașina care este situația. Avem 132 de FPS-uri, 140. Văd că fluctuează destul de mult. Ne ducem încoace și ne îndreptăm către oraș. Avem 95 de FPS-uri. Acum e bine că văd că sub 90 de FPS-uri nu scade. Uite, acum avem undeva la 100, 99, 101. E destul de bine. Și ceea ce am observat și în CSGO și în GTA 5 cu totul la maxim este că nu se aude PC-ul, nu se aude ventilatoarele puternic. Treaba asta e destul de wow. Nu știu care este situația momentan cu temperaturile, dar presupun, fiind un PC pre-build, că cei de la Lenovo s-au gândit cu totul să fie ok. Deja vedem orașul în zare, modul de grafică arată super, super bine, este totul la maxim. Și avem, în momentul de față, 82 de FPS-uri. Deja suntem cam în oraș, mă rog, deasupra lui. Și avem 77 de FPS-uri, 60 de FPS-uri, e bine. 112 FPS-uri, 93 de FPS-uri, 100, wow. Hai că face și un accident să testăm și accidentele, 90 de FPS-uri, hai că am parcat-o bine aici. Hai să ne ducem și noi un pic în aer să vedem care este situația, cam așa arată orașul. Și avem acum 80 de FPS-uri când ne uităm direct către centrul orașului. Dacă ne uităm către aeroport, că se mai și duc texturile, bă, că un pic dacă ne mișcăm prea repede. Dacă ne uităm către aeroport avem 170 de FPS-uri, dacă ne uităm așa către oraș 100. Eu zic că e destul de onest, adică sunt niște FPS-uri destul oneste. Ia să vedem dacă schimbăm noi ora și facem noapte. Pe timp de noapte, deasupra orașului, avem undeva la 65 de FPS-uri. Dacă ne punem undeva aici în oraș, ia să vedem, cu totul la maxim, 83 de FPS-uri. Eu zic că e destul de bine pentru specificațiile calculatorului, nu știu. Lăsați-mi părerea voastră în secțiunea de comentarii. Vă dați seama că dacă ar scoate modul de grafică, cu siguranță undeva la 150 lejer, cred că am ajunge cu FPS-urile. Uite, în momentele față, dacă ne uităm în Task Manager, avem 63 de grade la placa video, 45% utilizată, procesorul 33, cam așa. Memoria RAM 50%, SSD-ul pe M2 o duce bine de la Samsung, de 2 Tera o duce bine. Cred că ăsta a fost cel mai puternic test pe care l-aș fi putut face eu, cu toate la maxim, cu modul de grafică adăugat. Dacă mai aveți alte întrebări, lăsați-le în secțiunea de comentarii. Le mulțumesc încă o dată celor de la Lenovo și Intel că au făcut tot posibilul să facă rost de acest calculator. Și pe lângă asta, abia aștept să-l testez acum în editing, să testez acest videoclip la care vă uitați voi acum, să vedem cum se mișcă și în programul de editare. Dar cu siguranță procesorul ăsta de la Intel o să facă zob ce aveam eu înainte, pentru că sunt deja cu multe generații în față. Cam ăsta a fost videoclipul, nu uitați de like și subscribe. Dacă mai aveți întrebări, lăsați-mi în secțiunea de comentarii și ne auzim data viitoare. Vă pup, ciao!